Bună ziua și bine v-am găsit la un nou videoclip al meu. Ca așa cum v-am obișnuit, tot despre timbre vom vorbi. Să aducem în discuție multe timbre care nu prea sunt luate în considerare, chiar dacă le aveți în glasor, chiar dacă vedeți undeva pe anumite grupuri postate și asta, dar sunt, probabil nu le vedeți cu o valoare mare de catalog și nu au prea multă importanță. Tocmai de aceea vorbim despre acele timbre care nu au valoare de catalog, fiind normale, dar vom vorbi despre timbre care au altă valoare, și anume eroare de tipar. Eroare de tipar, cum ar fi culoare, ceva deplasat, un filigran greșit, ceva care mulți nu se ocupă să colecționeze așa ceva, dar sunt foarte puțini care le și studiază și e bun. Aia, toate fiind spuse, să mergem de mai departe, să vă prezint un timbru care normal și normal ar avea o valoare undeva de 5 cenți. Vorbim de 5 cenți dolari. Și anume 5D-ul, un timbru englezesc, ceva anii 1950-59, dar acest timbru este prezentat în catalog de specialitate ca un timbru care are foarte multe greșeli de tipar. Ce anume? Lipsă de culori, culori omise sau valoarea emisă, neperforate și mai multe. Toate aceste valori la un timbru, toate aceste greșeli la un timbru au valoare. Și anume, le-am găsit în catalog la prețuri undeva la 60 de lire. Catalogul de ăsta, nu catalogul de 4, blocul de 4 neperforat, deci atenție, neperforat, ajunge undeva la 3000 de lire. Deci 3000 de lire. Și se vede aici la mine o mică greșeală, și anume pe culoarea verde. Pe culoarea verde, adică în loc să fie un verde aprins, este un verde gălbui, un verde lemon. Deci asta este o greșeală, dar nu este plătită chiar bine, nu-i crește valoarea chiar așa mult. Undeva la, să zicem, 5 lire. Bun, oricum, o să căutați în catalog. În general le găsiți pe Stanley Gibbons, catalogul de eroare engleze. Fiind spuse despre acest timbru, îl retragem și băgăm alte timbre aici. Ia uitați-vă aici, două timbre care nu, chiar normal și normal, nu au valoare. Ce înseamnă asta? Nu au valoare pentru că sunt timbre comune, nu prezintă valoare, nu prezintă, să zicem, undeva la un cent preț de catalog, să spunem. Sunt foarte comune, au fost tipărite în sute de milioane în anii respectivi. Dar aici vedem iarăși, pentru colecționarii de greșeli și pentru colecționarii care se uită și la ștampilă, o să vedem în primul și în primul rând două culori diferite pe același timbru. Și anume, ia uitați-vă, albul pe USA 60, uitați-vă atent,
Atent, atent, atent. Deci nu se vede nimic, nu? Și uitați-vă și pe al doilea. Ia uitați-vă. Ia uitați-vă. Ei, asta în termenul atelier se numește varietate de culoare. Uitați-vă bine de tot. Deci timbrul ăsta prezintă mai multe varietăți de culoare. Uitați-vă, se oferă, se vede și o dublă impresie de verde. Uitați-vă bine de tot. Uitați-vă bine de tot. O dublă impresie de verde. Ei, dubla asta impresie de verde la al doilea timbru de 60. Uitați-vă ce perfect este timbru. Se duce undeva la o valoare. Și țineți minte, timbrul ăsta nu este inclus în catalog. Nu este inclus în catalog. Dar, uitați-vă bine de tot, încă o dată, să vedeți. Ei, aici avem o valoare pe timbrul ăsta undeva la 100 și ceva de dolari. Doar timbrul ăsta. Bun. Ia să vedem. Încă o dată, ca să fiți atenți. Uitați-vă bine de tot, două timbre care sunt la fel, dar de fapt unul din ele este greșit. Uitați-vă bine de tot. Uitați-vă. Uitați-vă. Deci este greșit. Bun. Toate fiind spuse, normal trebuia să mai avem. Aici. Știți foarte bine, timbrele englezești au o valoare foarte, foarte mică datorită tirajului, care este foarte mare. Foarte mare. Deci tirajul acestei timbre este de milioane. Milioane, zeci de milioane de timbre. Da. Prin ce se diferențiază un timbru de valoare? Prin anularea pe care o vedeți. Arme oficial. Arme oficial, toate fiind spuse, astea cu arme oficial nu sunt scumpe. De ce? Pentru că ei au schimbat. Au trecut de la prețul lor care îl aveau normal și au făcut în așa fel încât să-i crească valoarea. Timbrul ăsta se duce undeva la, să zic, 7-8. Bun. Toate astea fiind spuse, mai lăsăm puțin să mai mergem mai departe, după care vom mai aduce în discuție multe și multe timbre care prezintă erori și care nu sunt luate în considerare ca fiind timbre cu valoare. Acum să mai punem niște timbre. Uitați-le foarte bine, le avem aici. Le dăm la o parte ca să se vadă foarte bine. Uitați-le. Aici am găsit un timbru pe Etiopia. Bineînțeles, e la fel un timbru normal, care nu prezintă interes, valoarea este mică de catalog. Dar pe acest timbru veți vedea la fel o mică eroare. Uitați-vă. Centru este deplasat. Și așa îl veți găsi și în catalogul de erori pe Etiopia. Deci centru este deplasat. Culoarea maro, o să vedeți că este din cerc. Aici la mine este foarte puțin, dar oricum, în momentul de față, este considerat un timbru cât de cât cu valoare. Undeva la... Uitați-vă, un timbru cu valoare. Undeva la 10, să zic, 10 dolari, ceva de zic. Și aici mai avem un overprint, adică o anulare, Mehalec, 1x2, Etiopia. Și la timbrul ăsta veți găsi, dacă vă veți interesa, veți găsi multe erori. Toate acestea fiind spuse, o să opresc filmarea. Dacă v-a plăcut și astea, mai vă uitați la canalul meu. Vreți să dați un like? Vreți să vă abonați? O zi bună în continuare să aveți!